Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Primim răspunsuri, ne luăm angajamente, facem achiziții și nu ne lăsăm până nu ne împlinim dorințele la care n-avem de gând să renunțăm în ruptul capului. Cine are impresia că își poate ascunde sentimentele atunci când s-a îndrăgostit, se minte singur. Iubirea se vede în priviri, iar ochii nu mint niciodată. Ba mai mult, te trădează în cele mai nepotrivite momente doar pentru a-ți aduce aminte că sinceritatea este singura cale. Descoperă ce-ți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Berbecii sunt sfătuiți să găsească soluții alternative la problemele care îi macină. Este posibil ca dificultățile să fie depășite mult mai ușor dacă se renunță la prejudecăți. De obicei, cea mai simplă rezolvare este și cea mai bună. Nu complica lucrurile mai mult decât este necesar. Dacă răul a fost făcut, îndreaptă-l cât mai rapid și treci mai departe cu lecția învățată, dar fără regrete. O să vă intre niște bani, dar o să și cheltuiți cu frenezie, că aveți o listă încăpătoare de lucruri care vă trebuie. Energie debordantă și o să faceți cât mai multe treburi și poate vă mai ajută cineva ca să le rezolvați pe toate, că aveți o sumedenie de lucruri de făcut. La serviciu, un șef îți poate face reproșuri. Fii prudent, orientează-ți eforturile către ce ai de făcut și explică-te în cuvinte puține, dar esențiale. Spre sfârșitul zilei, retrage-te în mijlocul familiei. Taur. Ocaziile zboară pe lângă tauri, dar mintea lor este în cu totul altă parte, mai exact la o persoană care le face ochi dulci. Tendința nativilor din această zodie de a încurca oalele îi pune în situații dintre cele mai neașteptate și nu de puține ori pierd pe toate planurile. Atenție la ce se întâmplă la serviciu, oportunitățile vin rar și pleacă repede. Nu e cazul să pierzi momentul. În prima parte a zilei sunt momente bune de a-ți achita taxele, impozitele sau datoriile. Se finalizează o etapă de câștig de la și prin alții. Pe de altă parte, se vor evidenția și aspecte referitoare la moșteniri și partaje. În a doua parte a zilei se poate pune problema unei călătorii în străinătate sau de a te înscrie la un curs de lungă durată. La finalul zilei, delectează sufletul cu un film bun sau cu o plimbare în aer liber. Gemeni. Ochii nu mint și nu o vor face niciodată. Este lecția pe care o învață nativii din Gemeni după o încercare nereușită de a-și ascunde sentimentele față de o persoană atrăgătoare. Se vede totul în privirea lor, iar a discuta cu ochii închiși nu este o soluție. Mult mai simplu ar fi ca gemenii să spună sincer ceea ce simt sau cel puțin să propună o ieșire în doi. Mesajul va fi înțeles, iar tensiunea spulberată. Cine știe, poate șansele sunt mult mai mari decât își imaginează ei. Ziua îți aduce în prim plan relațiile parteneriale și colaborările în care ești implicat sau vrei să te implici. S-ar putea să fii nemulțumit de unii colaboratori sau de stadiul în care se află un proiect. Probabil că banii sunt pricina și modul în care cei implicați își fac treaba. Bine ar fi să ai în vedere achitarea datoriilor. Spre finalul zilei, detașează-te de forfota cotidiană și meditează într-un loc sfânt. Rac. Spiritul de sacrificiu al racilor va salva o persoană dragă dintr-o problemă extrem de delicată. Puțini sunt cei care ar lua toată vina asupra lor doar pentru a-și ajuta un prieten la nevoie. Pentru raci însă nici nu se pune problema de a proceda altfel. Ba mai mult, vor avea grijă ca această persoană să scape bazma curată, chiar dacă nimeni nu va afla niciodată adevărul, iar ei vor fi considerați țapi ispășitori. Ziua începe cu treburile de la serviciu. Îți propui să rezolvi multe și mărunte, dar spor și chef nu prea ai. Atenție că organismul este destul de obosit, recomandabil fiind să-ți dozezi eforturile și să te ocupi doar de treburile de rutină. Partenerul de viață te poate provoca la un dialog aprins sau colaboratorii din cadrul unui proiect în care ești implicat îți pot solicita ajutorul. Leu. Ziua aceasta e puțin probabilă să-ți aducă vreun disconfort. Cel mai probabil se va repeta ceea ce s-a mai întâmplat în prima zi dintr-o nouă săptămână de muncă. Efectul de deja vu va fi amplificat de conversații monotone, întâlniri aproape plictisitoare cu aceiași oameni ca în fiecare zi. Ca să întrerupi acest ciclu ce amintește de ziua cârtiței, poți încerca să te gândești la ceva frumos. Poți chiar încerca o mică schimbare de stil. La începutul zilei ești vesel, pus pe glume și cu chef de aventuri. Cei din jur nu îți susțin starea, de aceea controlează-ți reacțiile. La serviciu se întâmplă
trezărește mult de lucru și relațiile colegiale sunt tensionate. Concentrează-ți eforturile pe ce ai de făcut și evită provocările altora. Fii prudent în privința sănătății, folosește doar remedii naturiste și odihnește-te mai mult. Fecioară. Ai putea să fii deranjat astăzi de acțiunile unei rude apropiate. Poate fi vorba de indiferența unuia dintre membrii familiei tale sau de lipsa de interes în chestiuni de amor. Nu e cazul să începe astăzi un proiect amplu de renovare a casei sau de construirea unei case de vacanță, nici să te apuci de grădinărit. Există riscul ca acest proiect să nu fie chiar unul perfect. Treburile casei și problemele membrilor familiei sunt tema primei părți a zilei. S-ar putea să fii nevoit să ai grijă de cineva bolnav sau să faci mici drumuri pentru a rezolva unele probleme. Relația cu persoana iubită sau cu copiii este tensionată și bine ar fi să-i acorzi atenție. Cheful de distracții și aventuri este la cote înalte. Pentru sfârșitul zilei, adună-i pe cei dragi la o petrecere surpriză. Balanță. Astăzi e oportun să iei decizia de a face un prim pas crucial. E posibil să fie vorba de căutarea unui nou job sau să pui punct actualei tale relații sau să schimbi casa în care locuiești. Dacă nu ești pregătit moral pentru o schimbare radicală, gândește-te să-ți faci viața altfel, păstrând coordonatele esențiale. Poți să petreci câteva ore făcând planuri de viitor. Dacă în prima jumătate a zilei ești mai mult pe drumuri, în a doua vei sta mai mult acasă. Sunt posibile întâlniri și dialoguri interesante cu neamurile și cu prietenii apropiați. Este nevoie să te implici în treburile familiei, chiar dacă gândurile tale zboară în altă parte. Nostalgia copilăriei te va cuprinde spre finalul zilei. O vizită în locurile natale sau dialogul cu o rudă dragă îți pot alina dorul de vremurile trecute. Scorpion. Ar trebui să faci ceva pentru a ridica nivelul tău profesional, fie o pregătire specială, fie seminarii, fie informații pe care le obții din resurse virtuale. Important e să simți că te străduiești să asimilezi ceva ce încă nu ți este accesibil. Acest sfat e valabil și dacă te gândești la sentimente. E bine să îți reafirmi dragostea pentru cei dragi, iar dacă ești singur, e momentul să înțelegi greșelile din trecut pentru a găsi marea iubire. În primele ore ale dimineții au succes rezolvarea unor chestiuni financiare. Tendința de a cheltui peste măsură este destul de mare, de aceea fii prudent și rezumă-te la strictul necesar. În partea a doua a zilei se întrezăresc mai multe drumuri de făcut pe distanțe scurte. Rudele și apropiații îți pot solicita ajutorul astfel încât rezolvă treburile tale, dar dă-le și lor o mână de ajutor. Săgetător. Norocul îi zâmbește astăzi săgetătorului, iar ziua e perfectă pentru începutul unor afaceri foarte bănoase sau semnarea unor contracte foarte importante în activitatea ta. Cei care dau astăzi anumite examene le vor lua foarte ușor. De asemenea, succesul este prezent și în afacerile personale. Totuși, nu cereți imposibilul din partea jumătății voastre. Este o zi bună pentru vizite la un salon de întreținere corporală sau pentru a începe o dietă estivală. Capitolul financiar îți poate da ceva bătăi de cap, dar sunt momente pasagere. S-ar putea să primești cadouri, recompense sau vești legate de condițiile și remunerația de la un loc de muncă. Stările tale de spirit fluctuează și te pot epuiza. Dozează-ți eforturile și odihnește-te mai mult. Capricorn. Capricornul azi va avea o mică problemă în ceea ce privește autoritatea. În încercarea de a fi poate prea prietenos cu anumite persoane, există riscul de a nu fi luat prea în serios, deci puțin ignorat în ceea ce privește unele decizii majore. Poate că nu ar trebui să vă asumați un rol atât de complex, vorbind despre poziția de lider și să mai așteptați puțin. În prima parte a zilei va persista dorința de interiorizare. Sunt momente bune pentru o analiză atentă a ceea ce se petrece în jurul tău și pentru a trasa noi direcții de viață. Spre sfârșitul zilei te vei simți mult mai bine, reușind să te întorci în mijlocul anturajului refăcut și cu planuri noi, pe care ar fi bine să le ții doar pentru tine. Dozează-ți eforturile și evită spațiile aglomerate. Vărsător. Vărsătorul în această zi nu ar trebui să exprime liber ceea ce gândește. Există riscul ca cuvintele adresate autorităților să provoace furie și chiar pierderea unui loc de muncă. De asemenea, cei care caută iubire nu trebuie să respingă chiar toate avansurile unei persoane doar pentru că există o diferență de vârstă între voi. Dragostea e un lucru minunat și nu e cazul să vă ascundeți sentimentele în spatele rușinii. O zi controversată, ești preocupat de veștile aflate de la un prieten sau protector, dar nu sunt motive
de îngrijorare. Organismul îți poate da semne de oboseală, astfel încât în partea a doua a zilei rezervă-ți momente de liniște și meditație. Unele aspecte de la serviciu te pot nemulțumi. Detașează-te de iureșul vieții cotidiene și orientează-ți gândurile doar către sufletul tău. Pești. Peștii vor avea o zi aproape complet plictisitoare, fără vreo dramă sau chestii senzaționale. Concentrați-vă pe afaceri profesionale pentru că se anunță un rezultat demn de luat în seamă pe plan financiar. Cei care lucrează pentru ei înșiși pot căuta idei noi sau se pot gândi la extinderea afacerilor. În ceea ce privește sfera sentimentelor, aici predomină o atmosferă plină de evenimente. Activitățile din domeniul profesional îți deschid ziua. S-ar putea să fii nevoit să-ți explici deciziile și modul de rezolvare a sarcinilor de serviciu. Tendința de a exagera este la cote înalte. În a doua parte a zilei, un protector important îți poate da sfaturi bune. Chiar dacă nu îți place ce auzi, ia aminte și reține totul. Momente favorabile de a dialoga cu prietenii. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!